Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii StudLife. Numele meu este Monica Ostașuc, iar în cele ce urmează vom pătrunde pe un teren nesigur, riscant, dar frumos în același timp, dacă adăugăm și un strop de pasiune în ceea ce facem. Mediul de afaceri, căci despre el este vorba, se rezumă la o regulă simplă, aceea că, dacă nu riști, nu câștigi. Însă, cum să riscăm inteligent și mai ales care sunt pașii pe care trebuie să-i realizăm pentru a avea un business de succes, ne va explica Laviniu Chiș, consultant în afaceri la Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Cluj-Napoca. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Discuției noastre îi se va alătura de asemenea Livia Baba, antreprenoarea firmei de curățenie, care ne va împărtăși din experiența ei. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră! Mulțumesc și eu de invitație! Scopul întâlnirii de astăzi este să le arătăm tinerilor în special că nu este atât de greu pe cât își imaginează poate unii să deschidă o afacere și să înceapă un business, mai ales când pot avea alături organizații ca dumneavoastră, care, iată, îi pot ajuta să își transforme, practic, ideea pe care o au în realitate. Cu ce se ocupă mai exact Patronatul Tinerilor Întreprinzători și cine se poate înscrie în el? Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, că e important să menționăm că e o filială a unui patronat mai mare care e la nivel național, se ocupă cu încurajarea și sprijinirea oricărei inițiative antreprenoriale prin diverse evenimente dedicate, prin suport și consultanță pe diverse specializări și, bineînțeles, prin partea de formare profesională și antreprenorială. Se pot înscrie toți cei care doresc sau au înființat o firmă, indiferent de domeniul de activitate sau natura business-ului. Și care sunt avantajele pe care le oferiți tinerilor antreprenori? În principal, accesul la infrastructura patronatului, atât cea materială cât și cea intelectuală. Vorbim aici de acces la firme și antreprenori din aceleași domenii sau din domenii diferite. Sunt o serie de avantaje legate de participarea la evenimente de natură sau cu destinație antreprenorială. Putem să vorbim aici de cursuri de formare profesională și așa mai departe. În principal, accesul la acea infrastructură materială și intelectuală e principalul beneficiu de care ar putea să beneficieze un antreprenor. Cu siguranță cei care se implică activ au avantaje mai mari decât cei care nu au sfatul specialistului. Livia, știu că și tu ai început afacerea în urma participării la cursuri de dezvoltare antreprenorială. Concret, cum te-a ajutat experiența în sine? Am participat la un curs de dezvoltare a abilităților antreprenoriale. Au fost 11 module pe teme diferite de care ai nevoie într-un business financiar, resurse umane și mai multe domenii. Iar la finalul cursului am scris un plan de afaceri care l-am câștigat și am primit o finanțare pentru a începe afacerea. Da, de ce te-ai gândit să faci o firmă de curățenie? De ce nu altceva? Nu a fost o idee prestabilită. Nu știam pe ce o să scriu planul de afaceri pe parcursul cursului. S-au modificat tot în ultimele zile, în ultimele 3 zile, înainte să scriu planul de afaceri. Am văzut în Cluj, într-un sens giratoriu, o mașină pe care scria servicii profesionale de curățenie. În momentul ăla mi s-a prins un beculeț, am stat vreo 3 zile și 3 nopți și am căutat ce se întâmplă în domeniul ăsta în România și în străinătate, în special în țările dezvoltate din Europeană și în America. Am văzut că în străinătate lucrurile stau total diferit față de cât de mult e dezvoltat aici acest domeniu și am zis că da, e o oportunitate și dacă încă nu e dezvoltat în România, e momentul să începem asta. Mai rar auzim oameni care să dezvolte o pasiune pentru curățenie, de obicei o corvoadă. Nu doar Livia iubește curățenia, ci întreaga echipă pune foarte multă pasiune în ceea ce face. Haideți să vedem! În afaceri, te dezvolți sau mori. Este principiul după care s-a ghidat întotdeauna Livia Baba, o tânără antreprenoare din Cluj, care după terminarea facultății și-a deschis o firmă de curățenie adresată persoanelor juridice.
Firma oferă servicii profesionale de curățenie și întreținere în Cluj-Napoca și în localitățile limitrofe. Îmi place să spun că facem să strălucească fiecare spațiu în care intrăm. Ne axăm persoanelor juridice, în special spațiilor de birouri, spațiilor comerciale, hoteluri, restaurante. De la o angajată cu normă part-time, s-a dezvoltat și a ajuns una dintre cele mai cunoscute firme din domeniu, cu o cifră de afaceri deloc de neglijat. Am început cu un angajat part-time și în momentul de față suntem peste 50 de persoane care lucrăm în normă întreagă. Cifra noastră de afaceri pe 2017 preconizăm că va fi peste 1.500.000 de lei. Încă nu am definitivat anul în totalitate, dar după estimările noastre pe acolo ne aflăm. Pentru a construi toate acestea, Livia a căutat să își creeze o echipă pasionată de curățenie, atentă la detalii și muncitoare, dezvoltând cu angajații ei o relație bazată pe încredere și prietenie. Echipa de când am venit eu, din 2016, s-a mărit foarte mult, vorbind pe partea de execuție. Pe partea de birou am rămas, însă acum, în momentan, suntem patru, cu două dintre colege sunt pe maternitate. Suntem foarte unite. Cred că am dezvoltat o relație de prietenie mai mult decât profesională. Îmi place foarte mult, în sensul că suntem respectați și respectăm la rândul nostru. Unul dintre secretele unei afaceri de succes este dezvoltarea unei relații apropiate cu clientul, fapt pentru care business-ul Liviei se diferențiază de celelalte firme din domeniu. Eu consider că transparența și sinceritatea îi face totul. Adică lucrurile merg de la sine. Dacă ai chestia asta și cu asta te duci înainte, lucrurile vin de la sine. Clienții încep să vină. Dacă te văd că ești un om serios și transmiți absolut tot ce se face, cum se face, nu lași așa la bune. Apoi intervine execuția și pune în practică ceea ce noi discutăm în prima fază. Eu zic că ăsta e secretul. Sinceritatea și transparența. Pentru a obține zâmbetele de mulțumire ale clienților atunci când își găsesc spațiul de lucru strălucind de curățenie, Livia investește mereu în echipamente și produse de calitate. Încercăm să le găsim pe cele mai eficiente și mai bune, atât raport calitate-preț, cât și eficiență. În continuare testăm, în mod continuu, testăm atât soluții cât și echipamente de personal. Avem grijă să fie echipat frumos, să aibă fiecare o uniformă drăguță și colorată. În aceste condiții, feedback-ul venit din partea clienților e întotdeauna unul pozitiv. Clienții sunt încântați de serviciile pe care noi le prestăm. Mă sună după să mulțumească de curățenia făcută și de bine arată spațiul în momentul în care intră ei. Dar clientul nostru înseamnă o firmă în totalitate care poate are 500 de angajați. Și chiar și așa le cerem feedback-ul tuturor. Avem caiete de sugestii puse în diferite spații, unde toți cei 500 de angajați, de exemplu, pot să-și exprime feedback-ul lor referitor la serviciile pe care noi le prestăm. Doar așa putem să fim mai buni, doar așa putem să facem exact ce vor ei și ce vor cei 500 de angajați, dacă îi să luăm exemplu dat. Văzând materialul, am putea spune că lucrurile merg ca pe roate, că totul este foarte ușor. Însă până să ajungem la acest nivel, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm într-o afacere, pornind de la idee și ajungând până în punctul în care reușim să acoperim investiția și să scoatem profit?
Da, pașii sunt și pot să fie destul de mulți, dar dacă ar fi să rezum tot procesul acesta, așa cum spuneai și tu, totul începe cu ideea. Dar e recomandat și bine ca întotdeauna, înainte de a ajunge la Registrul Comerțului, să-ți înființezi o firmă, să începi să investești bani în achiziția de echipamente și alte materiale, să încerci să-ți validezi acea idee de afaceri, să te asiguri că produsul sau serviciul pe care îl aduci pe piață are și prezintă interes pentru clienții tăi potențiali. Un lucru foarte important e acest prim pas de validare a ideii de afaceri. Sigur că odată ce citim în piață interesul clienților pentru serviciul sau produsul nostru, putem să trecem la faza următoare în care creăm efectiv produsul, ceea ce se numește în literatura de specialitate un MVP, Minimum Viable Product. Odată creat acest produs cu niște caracteristici tehnice și funcționalități minimale, trebuie testată piața și văzut în ce măsură satisface cerințele și nevoile clienților potențiali. După ce am făcut cei doi pași, sigur că urmează o fază de dezvoltare continuă a produsului, incorporând feedback-ul și observațiile care le-am recepționat din partea sau făcut în piață. Recepționat din partea clienților sau observațiile făcute în piață. Urmând ca în acest tăvăluc de dezvoltare, incorporare a feedback-ului clienților, să ne mutăm în partea de scalare a business-ului, de creștere a business-ului, în așa fel încât să mărim capacitatea de producție, să mărim capacitatea noastră de prestare a serviciilor. Cam în principal, dacă ar fi să sumarizez toată excursia sau aventura asta antreprenorială, am putea spune că cei patru pași sunt esențiali. Sigur că printre pașii ăștia se pot strecura și multe formalități și umblături la Registrul Comerțului sau finanțe, dar sigur că în orice lucru sau cu orice lucru bun vin și altele mai puțin bune. Multă birocrație, însă vorbind de studenți, cam ce idei ar putea aborda ei în afaceri? Ar putea să abordeze orice fel de idee care rezonează cu ceea ce își doresc. Pot să fie idei în domeniul serviciilor, cum e și Livia. Pot să fie în domeniul programării sau dezvoltării de soft, pot să fie în domeniul producției. În principal ar trebui să fie destul de atenți la alegerea domeniului, în așa fel încât să-l poată stăpâni și să-l poată înțelege de la început ca să știe la ce să se aștepte în viitor. Vorbind de bani, Livia, tu de ce sumă ai avut nevoie ca să-ți deschizi afacerea, să o pui pe picioare și poate cel mai important, în cât timp ai reușit să-ți amortizezi investiția? Creditul inițial care l-am primit a fost o valoare de 10.000 de euro. Exact în luna aceasta se împlinește 5 ani și plătesc ultima rată. N-am calculat exact în cât puteam să mă amortizez cei 10.000 de euro dacă îi primeam cash din altă parte și să-i folosesc, dar eu cred că într-un an, maxim 2 ani, cel mult, investiția ar trebui să fie amortizată, dacă nu mai repede. Care sunt cele mai dificile etape în construirea unui business? Aș putea să spun că toate etapele sunt dificile. Cu cât business-ul crește și devine din ce în ce mai complex, cu atât cresc și devin din ce în ce mai complexe și problemele. Însă, dacă ar fi să aleg una din cele câteva etape care le-am menționat adinea ori, aș alege-o pe prima, aceea în care îți alegi ideea de afaceri, în care urmează să investești timp, resurse materiale și de altă natură în următoarele luni sau poate câțiva ani. Aș spune că acesta ar fi primul pas și cel mai dificil. Iar, vorbind așa la un nivel general, un alt lucru dificil ar fi tranziția antreprenorului pe durata de dezvoltare a business-ului.
pentru că majoritatea începem având la bază o anumită experiență. Intrăm în business ca un specialist, știind să facem, și vă dau aici exemplu firmelor de programare, da? Eu ca și programator vreau să încep de mâine un business. Știu să fac cod, știu să fac programe, să le dezvolt și așa mai departe. În momentul în care am dat drumul la un business, nu e suficient doar partea de programare. Trebuie să știu un pic de vânzări, trebuie să știu un pic de marketing, trebuie să știu un pic de contabilitate, juridic pentru a-mi face contracte și așa mai departe. Și aceasta este o tranziție de la specialist la generalist, o tranziție pe care mulți antreprenori nu o fac complet sau se blochează undeva pe drum. Lucru care, sigur, afectează pe termen lung business-ul și capacitatea antreprenorului de a gestiona și de a urma acei pași care vi-am spus anterior. Livia, care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o? Nu știu, te-ai gândit vreodată să renunți? Să renunț nu cred că m-am gândit niciodată, ci sunt o fire ambițioasă și fiecare provocare o văd ca și o oportunitate. Dar principala provocare pe care o am în business sunt oamenii și angajații. De la modul în care discuți cu ei, de la modul în care îi motivezi, îi asculți și așa mai departe, cu toate că la început mi s-a părut cea mai mică provocare. Și îmi amintesc când eram la prezentarea planului de afaceri, unul din membrii din jur m-a întrebat că îmi dau seama unde mă bag, că o să am de lucru cu foarte mulți oameni și dacă sunt pregătită pentru asta. Mi s-a părut o întrebare stupidă și care nu-și avea rost, dar de fapt acum, după 5 ani, văd că a fost una din cele mai bune întrebări și principala mea provocare în business. Totuși e un mediu destul de dur. Mulți tineri pornesc o afacere fără să aibă abilități manageriale sau o idee foarte bună și se gândesc doar la profit. În business este vorba doar despre bani? Sigur, e o întrebare extrem de interesantă. Părerea mea e că este vorba despre bani, dar nu trebuie să fie doar despre bani. Banii sunt un rezultat, să zicem, colateral al unui produs sau serviciu foarte bun adus pe piață. În special când vine vorba de un startup sau o firmă nou înființată, o idee proaspăt lansată la apă, banii ar trebui să fie ultima preocupare sau nu neapărat banii, ci profitul ar trebui să fie ultima preocupare a antreprenorului. Focusul principal ar trebui să fie dezvoltarea unui produs sau serviciu care să răspundă unei nevoi clare, concrete, identificate în piață. Pentru că doar așa poți ajunge la profituri prin livrarea unui produs care să aibă un magnetism în piață. Livia, tu ce părere ai? În business e vorba doar despre bani? Banii și partea financiară, din punctul meu de vedere, este un aspect foarte important în business și esențial. Atât timp cât nu-i monitorizezi constant. E un aspect de care trebuie să ții cont în fiecare zi, în fiecare oră, ce se întâmplă la tine în afacere. Dar este o problemă atunci când îți pui focusul pe asta. Din punctul meu de vedere, focusul ar trebui să fie pe clienți, pe nevoia clienților și pe nevoia angajaților. Tot timpul spun că un angajat fericit va face un client fericit. Clientul fericit o să plătească, ceea ce îți aduce bani și îți răspunde la întrebarea că da, nu, focusul trebuie să-l pui pe bani, trebuie să-l pui pe angajați, după care trebuie să-l pui pe clienți. Și dacă te mai aflat la început de drum, mai alegi același domeniu? Consider că domeniul nu e atât de important. Cel mai important e modul în care faci și implicarea pe care o ai. În Cluj-Napoca și cred că și în România sunt foarte multe domeniile care încă nu sunt exploatate la maxim, unde au nevoie de specialiști și au nevoie de oameni care să se implice. Așa că domeniul de activitate e prea puțin important. Important să fie nevoie de produsul sau serviciu respectiv pe piață, dar odată ce l-ai ales, focusul e să faci bine ceea ce faci, să fii atent la ce se întâmplă în piață și la nevoile clienților.
Da, eu cred că, să mă corectez dacă greșesc, tu ai avut un avantaj pe piață când te-ai lansat, faptul că nu existau prea multe firme care făceau asta. Există destul de multe firme. În momentul de față, doar în Cluj-Napoca, există peste 100 de firme de curățenie active, care au activat în 2017, care, iată, dacă stai să analizezi, e un număr foarte mare, dar firme care să presteze servicii la un nivel de calitate ridicat, putem să le numărăm pe degetele de la o mână. Așa că dacă te oprești la numărul de firme care îs active sau la concurența pe care o ai pe piață, greșești. Domnule Chiș, e ofertant mediul de afaceri în momentul de față? În Cluj ne referim. Sigur, depinde din ce optică privim lucrurile. În sensul în care dacă ne gândim la Cluj ca la un oraș ce poate să-ți ofere o infrastructură foarte bine dezvoltată, poate să-ți ofere angajați foarte bine calificați și așa mai departe, putem să spunem că mediul de afaceri este prielnic în Cluj. În schimb, dacă ne uităm un pic din perspectiva unui business care încearcă să fie lansat, putem să găsim o concurență foarte mare pentru domeniul respectiv de activitate, să găsim faptul că bugetele inițiale pentru salarii vor fi depășite cu mult față de așteptări, pentru că nivelul de trai e ridicat în Cluj, ceea ce presupune niște salarii peste ceea ce s-ar da în alte orașe. Dar vorbind de Cluj, cred că e mai important să ne gândim la ceea ce poate oferi din punct de vedere al pieței de desfacere. Pentru că vorbim de un oraș mare în care populația e extrem de diversificată, cu venituri peste medie, aș spune eu, ceea ce sigur poate să conducă antreprenorii în direcția unor domenii de activitate care să fie prielnice orașului Cluj-Napoca. Pentru că o afacere nu poate să fie replicată exact în aceleași condiții într-un oraș cum ar fi Cluj-Napoca sau într-un oraș cum ar fi Baia Mare. Pentru că nevoile populației sunt diferite, mentalitatea e diferită, sunt multe lucruri sau factori care trebuie scluați în calcul. Dar răspunsul scurt la întrebarea ta e da, oferă extrem de multe oportunități din punct de vedere al antreprenoriatului. Tot mai mulți tineri aleg să muncească pentru ei și nu pentru alții, ceea ce nu e un lucru tocmai rău. Le recomand să intre în mediul de afaceri, Livia, un mediu destul de dur. Da, sigur că da. E o oportunitate și e o provocare. Iar dacă simți că ești persoana potrivită și îți place domeniul ăsta, fă-o. Domnule Chiș, tot mai mulți tineri se tem să înceapă o afacere pentru că este greu să vii în momentul de față cu ceva nou pe piață, cu o idee inovatoare care să se ridice deasupra concurenței. Ce le spuneți tinerilor care gândesc așa? Gândesc foarte bine. Faptul că ai adus în discuție inovarea e un lucru extrem de important și foarte des întâlnit în toate discuțiile legate de afaceri în ziua de astăzi, doar că nu trebuie să-i speri acest termen de inovare. Și aș putea să dau aici trei exemple de inovare. Ar fi o inovare care presupune dezvoltarea sau crearea unui produs de la zero, inventarea unui serviciu, unui produs sau unei chestiuni, care presupune patente, niște ani foarte mulți de cercetare, dezvoltare în spate și așa mai departe, dar e cazul a foarte puține business-uri care să aibă la bază o astfel de inovare. Aici pot să vă dau exemplu Intelului care dezvoltă microprocesoare de foarte mulți ani în domeniul calculatoarelor. Mai există și alte forme de inovare. Inovare care presupune dezvoltarea unei tehnologii sau unui produs existent, adaptarea lui la un alt domeniu de activitate. Și pot să vă dau aici exemplu Apple, care are o serie de produse ce la bază nu au fost inventate efectiv de ei. Mouse-ul
care e pus în cârca, să zicem, Apple-ului ca fiind inventat de ei, de fapt a fost inventat de Xerox în anii 80. Tableta, iPad-ul sau iPod-ul sunt niște produse inventate tot în anii 80 de Toshiba, respectiv Sony. Ceea ce au făcut ei, au adaptat, au digitalizat produsele respective și le-au adus în piață la momentul oportun. Și dacă ne gândim la inovare, putem să ne gândim și la ceea ce înseamnă inovare ca și model de business. Aici v-aș da exemplu Google-ului, care inițial a oferit servicii gratuite prin motorul său de căutare utilizatorilor, nouă persoanelor fizice, ca mai apoi, în a doua parte a modelului său de business, să vândă servicii de promovare firmelor sau persoanelor interesate. Iată cum inovarea poate să capete diferite forme și nu trebuie să-i sperie atâta timp cât ideea de afaceri e bună, e fundamentată și au obiective clare fixate în minte. Ne puteți da exemple de câteva proiecte cu finanțări nerambursabile? Sigur, pot să vă dau nenumărate astfel de exemple. Cred că vă referiți la domenii de activitate în care de obicei antreprenorii se apucă de treabă. Nu? Exact. Sigur, majoritatea domeniilor, cel puțin aici în Cluj, țin de ITNC, ceea ce înseamnă servicii de programare, dezvoltare, software la comandă și așa mai departe. Sunt cereri care vin și din zona producției, producție de mobilier, producție de momel sau alte obiecte. Putem să vorbim de servicii din zona curățeniei, arhitecturii, ingineriei și așa mai departe. Sunt vaste domeniile. Aici aș vrea să întreb pe Livia să ne dea un sfat cu care s-a confruntat în viață, l-a învățat pe propria piele, dar ar fi fost bine să-l știe înainte. Partea cu angajații e cea care am simțit-o în primii ani cel mai greu și cred că dacă înainte mă documentam mai mult pe partea asta, eram mai pregătită, îmi era mult mai ușor. Domnule Chiș, pe final de emisiune să ne dați câteva sfaturi pentru tinerii antreprenori, dar și pentru cealaltă categorie de tineri care nu au început o afacere, dar și nu știu de unde să înceapă. Singurul sfat care îl dau e că nu dau sfaturi, dar o să fac o excepție la regula asta în cazul de față. În primul rând, ar trebui să nu se îndrăgostească foarte mult de prima lor idee, pentru că niciun plan de afaceri, nici o idee de afaceri nu rezistă în forma în care a fost gândită în momentul în care intră în contact cu piața. Antreprenoriatul înseamnă experiență, experiență, experiență. Nu poate să fie învățat din cărți de pe online sau alte medii, el trebuie practicat. Așadar, pus mâna și făcut lucrurile, sigur, nu într-un mod heirupist sau negândit, ci într-un mod calculat și foarte bine articulat. Ar mai fi multe de discutat pe această temă și cu siguranță multe sfaturi de dat, sfaturi pe care de cele mai multe ori nu le găsim în cărți, ci le învățăm din experiențele altora sau participând la cursurile de dezvoltare antreprenorială din cadrul Patronatului Tinerilor Întreprinzători. Până la urmă, cel mai important este să începem de undeva, să începem să acționăm acum, pentru că timpul înseamnă bani. Iar în joc este vorba despre viitorul nostru, al tinerilor, din care nu trebuie să pierdem nicio secundă în mod neproductiv. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, Stud Life se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Pe curând!